În ziua de 1 aprilie și anul acesta s-au adunat sute de români și ucraineni la Varneța, în Poiana, de lângă localitatea Fântâna Albă, unde cu 73 de ani în urmă au fost masacrați românii simpli, dornici de libertate, care n-au rezistat noilor legi impuse de acel regim totalitar și au dorit să-și continue veacul în patria lor istorică, lăsându-și în voia soartei averea agonisită de o viață și locurile natale. La 1 aprilie 1941, mii de români, oameni pașnici din zeci de sate de pe Valea Siretului, inclusiv bătrâni, femei și copii, cu cruci, icoane și prapore bisericești, s-au îndreptat spre frontiera din dorința de a trăi în România. Dar în pădurea Varneței, de pe lângă Fântâna Albă, la vreo 2 km de frontieră, au fost întâmpinați cu foc de mitraliere de către grănicerii sovietici. Nici până azi nu se cunoaște exact numărul victimelor acestei tragedii. Aflăm despre aceasta doar din spusele martorilor oculari, care prin minune au rămas vii în acele vremuri groaznice pentru românii bucovineni. Puțini mai sunt astăzi în viață, dar cei care sunt cu durere în suflet de fiecare dată la 1 aprilie povestesc din amintirile lor despre acel măcel. Ca să știm cum am ajuns aici, ne-au îndemnat trei lucruri. Primul lucru, deportările. Asta ne-a curmat. Asta a fost momentul sau ce a încercat ca să ne liniștească sau să ne convingă ca să îi acceptăm stăpânirea. Al doilea lucru a fost cotele extraordinar de mari. Omul trebuia să scoate vaca din grad și o dea ca cotă. Și a treia problemă care ne-a îndemnat să ajungem aici a fost plecarea nemților. Asta ne-a dat și nouă ideea că am putea și noi să plecăm la patria mumă. Toate treburile astea au costat aproape un an de organizare. Ca și în anii precedenți, omagierea victimilor căzute la Fântâna Albă în ziua de 1 aprilie 1941 a început cu un parastas, oficiat de un sobor de preoți din satele din protopopiatul Hliboca. Corul de bărbați de la Biserica Sfântul Nicolae din Voloca a făcut ca ictenile și rugăciunile cântate în pomenirea celor masacrați să cutremure ființele celor prezenți și în același timp să vibreze până la cer pentru a fi auzite de cei care și-au pus viața pe altarul dorinței de libertate, fugind de cruzimea stalinistă. După parastas, conducerea raionului Hliboca, delegațiile din județul Suceava și a Consulatului General al României la Cernăuți, reprezentanții organizațiilor obștești și toți cei prezenți au depus coroane de flori la acel monument ce amintește lumii întregi despre acei care au prețuit libertatea, credința și neamul mai mult decât propria viață, în timp ce gloriosul cântec presărați pe a lor morminte, interpretat de corul Dragoș Vodă, răsuna impresionant deasupra falnicilor brazi din codru. Mitingul de doliu a fost moderat de primarul comunei Vâlcineții Vechi, Petro Ostaficiuc, care le-a oferit cuvântul oficialilor și reprezentanților societăților Golgota, care i-au chemat pe toți să păstreze vie memoria celor masacrați. Așa cum în România nu s-a știut despre masacrul din Poiana Vărăriei din diverse motive, dar vreau să vă spun că au fost ziariști chiar din 1942 care au cercetat acest caz, au făcut anchete jurnalistice la acea dată și vreau aici să-l numesc pe Ion Dominte, profesor, literat, ziarist de seamă din Câmpul Lung, Bucovina, care era cu locuința în Cernăuți. El a făcut primele anchete, articolele sale au fost publicate în Bucovina, în ziarul Bucovina, și cu acest prilej s-a luat la cunoștință de către cetățenii din România despre acest masacru al celor mai mulți români nevinovați. Ei un singur lucru și-au dorit să, chiar în declarațiile lor spuneau, vă las casa, vă las averea, vă las animalele, numai lăsați-ne să plecăm la frații noștri. Dacă noi vom fi cei care vom respecta memoria, acest lucru se va transmite și copiilor noștri. Și cred că memoria a scris cu litere foarte adânci aici la Fântâna Albă. Cred că este un moment de reflecție pentru tot neamul românesc. Mai mult ca oricând avem nevoie de unitate. Din această cauză, astăzi sunt aici pentru respectul pe care îl port celor care au ținut la neamul nostru.
Prezentă la comemorări, consolul general al României la Cernăuțe, Leonora Moldovan, a reamintit celor prezenți că în memoria victimelor din 1 aprilie 1941 de către Parlamentul României, prin lege în 2011, a fost instituită Ziua Națională în memoria românilor victime ale masacrelor, deportărilor, foametei și altor forme de represiune organizate de regimul sovietic în Bucovina, Ținutul Herței și Basarabia. A devenit deja tradițional ca pe 1 aprilie, aici, la Fântâna Albă, la Varnița, comunitatea românească, susținută de autorități, susținută de poporul român, susținută și de autoritățile române, să vină aici pentru un moment de regulegere, pentru un moment de rugăciune, să cinstească memoria victimelor de la Fântâna Albă. A continuat comemorarea tragicului eveniment și pe 2 aprilie, când alături de autoritățile locale au cinstit memoria celor nevinovați pierduți, iarăși prin oficierea unei slujbe divine de pomenire, de data aceasta de un sobor de preoți din protopopiatul Storoșeneț și de la Mănăstirea Putna, senatori și deputați din România, membri ai Comisiei Senatului pentru Relația cu Românii de Pretutindeni, în frunte cu președintele Dumitru Marcel Bujor și vicepreședintele acesteia Viorel Badea. Eu însumi am avut o vizită în Kazahstan, unde m-am întâlnit cu urmașii celor deportați în Uniunea Sovietică și în Kazahstan, acolo unde statul român a finanțat construirea unui monument pentru deportații noștri din acea zonă. În același timp am făcut o inițiativă parlamentară prin care am solicitat extinderea dreptului de dobândire a cetățenii române și pentru cei care nu s-au născut în teritoriile care au aparținut României. Eu sper ca toate aceste evenimente să nu facă altceva decât să genereze o conștiință patriotică românească mai aprofundată, atât la nivelul oamenilor politici, cât și în societatea civilă din România, pentru a putea noi să îi sprijinim mai mult pe cei care simt cu adevărat românești în afara actualelor granițe ale României. Subiectul masacrului de la Fântâna Albă a fost considerat tabu până în anii 90. Doar după proclamarea independenței a Ucrainei s-a permis oficierea parastaselor pentru odihna românilor care și-au dorit doar să trăiască în România.